Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. După despărțirea de Lidia Buble, Răzvan Simion și-a găsit fericirea în brațele Dalianei Răducan. Prezentatorul de la Neața cu Răzvan și Dani este într-o relație din vara anului 2020, de când este cu Daliana Răducan. Răzvan Simion este cât mai discret cu viața amoroasă. Matinalul de la Antena 1 preferă să-și trăiască povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. Sunt rare momentele când prezentatorul iese alături de iubita sa la evenimentele mondene. Deși se iubesc foarte mult, cei doi nu au planuri legate de nuntă pentru viitorul apropiat. Sunt mai multe evenimente, nu ieșim decât la prieteni. Nu suntem genul ăsta de prezenți la astfel de activități. A fost pandemie, de asta nu am ieșit și nu aveam costume curate. Erau la curățătorie, a declarat Răzvan. Daliana Răducan i-a cunoscut pe cei doi copii ai lui Răzvan din căsnicia cu Diana Simion. În vârstă de 41 de ani, prezentatorul de la Antena 1 susține că se menține cu ajutorul cremelor. Dar și cu dragostea pe care o primește, am creme bune. Cocktailul ăsta de țil de dragostea, fără chimicale, nu prea găsești de cumpărat. Adică serotonina aia care apare la un moment dat nu găsești pe toate drumurile, a precizat Răzvan Simion. Despre Daliana Răducan, colegul lui Dani Oțil are numai cuvinte de laudă. Actuala iubită este ceea ce și-a dorit și căuta de multă vreme. De la o anumită vârstă nu mai cauți completare, ci cauți o complementaritate. Adică e bine să existe un echilibru și cineva să mai schimbe din când în când balanța. Complementaritate căutam în momentul în care am găsit, a adăugat Răzvan Simion. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.